ce s-a întâmplat cu partidul care s-ar părea că a venit prin efort popular. A venit, eu țin minte, sutele cele de mii de oameni și trebuie să remarc că martor ocular a politicii din ultimii 30 de ani, că dumneavoastră, de fapt, sunteți unical că după 91 nimeni, nici un partid politic și nici un politician n-a putut să mobilizeze așa o armată de oameni la proteste, într-o mișcare serioasă. Aici, cred că trebuie să dăm... Am vrut să zic Cezarul lui Danare, nu mi se putește limba, să-i dăm la Plahotniuc ceea ce a lui. De fapt, el a scos oamenii în stradă, nu i-am scos eu. Eu am avut grijă ca oamenii noștri și noi, toți colegii noștri, și dumneavoastră tot vorbiți de martor ocular, eu am să spun că dumneavoastră a fost un participant al acelor evenimente și nu doar un martor. Am avut grijă ca Revolta Populară, pentru că era una uriașă, după 91 încoace, cu excepția lui 7 aprilie, o Revoltă Populară, care s-a a fost înădușită așa cum a fost înădușită, trebuia totuși organizată și dusă pe făgașul normalității, a unor demersuri democratice, civilizate, civice, în esență, dar care să nu degenereze, pentru că degenerarea lor, așa cum se dorea de către Plahotniuc și anturajul său în violențe, ar fi dus la un eșec. Și ar fi amânat procesele democratice la care am aspirat cu toții pentru ani și ani de zile, dacă nu chiar pentru decenii. Iată cam aici a fost rolul, dacă vreți, al meu și al echipei mele. Am să vă spun că atunci când ne-am văzut în stradă, eu nu mi-am dorit să fac politică. Și chiar am avut această idee de coagulare a întregii societăți, indiferent de criteriile politice pe care ne dezbină sau ne separă, să ne adunăm în jurul unei cauze naționale. Când vorbesc despre cauza națională, vorbesc despre Republica Moldova, iată și insistența mea de atunci de a veni împotriva corupției, împotriva sărăciei, împotriva nedreptății, împotriva a tot ce se întâmpla în Republica Moldova sub același drapel, sub steagul Republicii Moldova. Am fost criticat și de unii și de alții. N-am să uit niciodată cum l-am întors pe Dodon cu toate drapelele sale de partid și au făcut cale întoarsă, iar unii au mers prin spatele guvernului și n-au trecut pe Piața Mare în Naționale. Nu, până la urmă mulți au acceptat să meargă, nu mi-e în varianta până la urmă au acceptat, dar am fi putut... Asta însemna frâne la cele procese. Asta a făcut ca procesele să nu se producă în 2016, ci să le amânăm în 2018, pentru că, de fapt, căderea regimului oligarhic de proastă faimă s-a produs mai apoi, în 2018-2019, când s-a câștigat primăria Chișinăului, când au fost invalidate alegerile la Chișinău, când deja întreaga comunitate internațională a spus stați, poate că miliardele nu erau a noastră și poate am tolerat cât am tolerat furtul de miliarde, spădlătoria de miliarde, dar deja se atentează la ceea ce este mai scump pentru toată lumea, democrație, libertăți, drepturile omului. Și atunci, bineînțeles, că a venit, de fapt, începutul sfârșitului acelui regim.